A fost circ în localitatea Albeni. Consilierii locali au fost trași la răspundere de localnici după ce primarul și-a dat demisia pe fondul problemelor dintre cele două tabere. Avem ședință. Sunt președinte de ședință. Vreau să-mi desfășor ședința în limitele legii. Dispuse-i cum se desfășoară o ședință a Consiliului Local. Dom'le, ședință publică! Bine, dacă nu mai doar ședința închisă. Consilierii au fost huiduiți în timp ce se pregăteau de ședință. Care și noi un primar bun care să facă ceva și toți sunteți pe el. Nu e adevărat, nu e adevărat. Nu, uite, din punctul meu de vedere, eu zic să lăsăm. Mergem la votare. Noi nu avem orgoliu. Așa, nu știu, că e din partea primarului, e din partea consilierului, lăsăm orgoliile, împăcați-vă și haideți să trecem la treabă, pentru că noi avem nevoie să facem ceva în comună, nu să ne certăm și să schimbăm primari, să vină. Nici nu vrem așa ceva. După ce au reușit să se strângă în sala de ședință, consilierii au fost rugați de cetățeni să iasă afară după modelul primarului care ține adunările publice în căminul satului. Nu aici! Haideți afară! Haideți afară! Se cunoașteți adevărata realitatea comunei Albene! Haideți afară! Haideți afară! Haideți afară! De ce aici? Ce faceți? Spiritele s-au liniștit abia după ce și-a făcut apariția primarul Ionut Stan.